Serios. Adică am avut senzația unui descrescendo continuu. La început, probabil că puteam face ceva, dar nu am făcut. Și după aceea tot așa, după tot ziua. Eu ținut mai mult niște medii, dacă îi iubeam, întâmplările care le aveam. Nichita, s-a vorbit aici și poezii ietică, spunea că eu sunt ietic. Mă rog, știu eu în ce măsură sunt eu ietic. Și că voi ăștia care scrieți o poezie ietică. Mă, nu știu. Mie nu mi se pare acum ietic. Adică acum cum vă spun, da, sunt ietic. Scrisori, da, e bine zis, sunt foarte multe poezii, sunt de fapt scrisori care le cheamă ori la niște tipi sau la o tipă sau un prieten. Asta e cam tot. Eu mulțumesc.